că pe o zi care se anunță iarăși toridă, ați reușit să ajungeți la conferința noastră de presă. Cu acceptul dumneavoastră, am dorit să stabilim pentru ziua de astăzi, la ora 18, la ora 11, din două în două săptămâni, da, o conferință de presă, deci în fiecare de două ori pe lună, miercurea, în care să dezbatem probleme ale organizației municipale PNL pe care o reprezentăm astăzi, în această formulă, eu, domnul vicepreședinte Toma Petcu și doamna Nina Cimpoeru, fosta dumneavoastră colegă, actuala noastră colegă și în plus purtător de cuvânt al organizației municipale. Nu știu să fie alte acțiuni programate în ziua de miercuri la această oră, dar dacă considerați că e prea târziu, prea devreme, putem să decalăm. În principiu ne-ar conveni această zi, dar ca să avem o colaborare biunivocă, vă dăm posibilitatea să stabiliți dumneavoastră ora. Eu am toți colegii, toți membrii din redacție, am concediu. Din două în două săptămâni ai ieșit primăria, la ora 12. Noi se vom încerca. Dacă încercăm, de exemplu, la ora 10, ca să nu facem potecă... Sau poate schimbăm săptămâna și ne intercalăm. Putem să facem și asta. Cum considerați? Mai sunt alte propuneri? La ora 10. La ora 10. Deduc că oamenii de presă se trezesc mai devreme decât politicienii, cel puțin în Giurgiu. Ora 10 să fie de muncă. Bine, rămâne ora 10 atunci. N-ar fi... Pentru colegiul da. Din presă. Vreau să ne spuneți, am zis, dacă tot este un nou început după alegerile din 23, să ne spuneți cam ce teme ar dori abordate la conferința noastră și persoanele pe care voi le-ați vrea să participe pe viitor. Precum și o durată optimă a conferinței, pentru că astăzi este conferința domnului primar. La 12 și tocmai... Nu, o să ne încadrăm. Terminăm fără doar și poate într-un timp care să vă permite să ajungeți acolo. Dar rămâne ora 10. Vă rog. Rămâne ora 10 de acum înainte. Așadar, vă asigurăm de aprecierea noastră și de dispoziția adecvată pentru a discuta la fel de sincer cum am făcut-o și până acum și eu și colegii mei orice problemă de interes local până la nivelul județului, dar și de nivel național, măsura în care putem în mod suplimentar, eventual, să facem rost de informații care vă lipsesc și la care nu puteți accede prin intermediul presiei naționale. Vreau neapărat să avem o colaborare deschisă. Vreau să vă asigur că aveți tot dreptul să tratați într-un mod pozitiv sau cu tonuri critice activitatea mea, dar și a colegilor. Am suficiente exemple din anii anteriori în care cu sau fără influențe, ca să spun așa, am fost subiectul unor articole care n-au fost nici pe departe laudative, ca să fiu politicos, dar asta nu m-a împiedicat niciun moment să am aceeași atitudine pozitivă și constructivă, absolut necesară dacă vrem să convingem pe cei care ne privesc și pe unii și pe alții că ne interesează ce se întâmplă în acest oraș și în acest județ. Îi cunosc bine, spre foarte bine, pe colegii din biroul politic municipal. Sunt oameni care au activat în organizația PNL de mulți ani, dar poziția mea în anii anteriori nu mi-a dat posibilitatea să colaborez, ca să spun așa, umor la umor cu ei, dar oameni care în această perioadă, pornind de la cele două date ale alegerilor la nivel municipal, județean, dar și în perioada scurtă parcursă împreună deja, m-au convins că sunt la rândul lor interesați și doritori să se implice cât se poate de mult, astfel încât giurgiuvenii să înțeleagă faptul că liberalii în municipiu și județ
sunt departe de a se mulțumi cu o altă poziție decât cea de top, de locul 1, indiferent că vorbim de alegeri electorale care sunt la termen cele locale generale, dar și în timpul unui ciclu electoral, cum o să fie europarlamentarele, referendumul pentru Constituție, dar la fel de important este pentru noi și ceea ce reușim să realizăm în activitatea curentă și pe plan organizatoric, dar și în relația cu giurgiuzeni. Am pun mari speranțe în implicarea organizației municipale în administrație. Nu am nici pe departe intenția la acest moment să abordez cu un ton critic ce se realizează în oraș sau la nivelul județului, dar PNL are un grup de consilieri consistent și în Consiliul Județean, ca să mai vorbesc de cele două funcții de reprezentare, și în Consiliul Local Municipal. Avem o relație foarte bună cu colegii de la Partidul Poporului, cu care intenționez să strâng această colaborare și eventual, dacă avem posibilitatea să o și perfectăm cumva, astfel încât și unii și alții să fim convinși deopotrivă de sinceritate și de asumarea unor obiective comune, pe care iarăși, la momentul potrivit, să le și prezentăm giurgiuvenilor. În ce măsură vom realiza depinde în primul rând de noi, depinde și de dumneavoastră, să sperăm că vă vom aduce suficiente argumente și vă vom prezenta suficiente motive ca să ne considerați ca atare bunele intenții și depinde, în ultimul rând, de giurgiuveni, pe care ne-am dorit să nu se încadreze, cel puțin după 2016, în acel procent atât de consistent al românilor care trăiesc sub pragul de sărăcie, al românilor care sunt nemulțumiți de viața de zi cu zi sau alte asemenea topuri care sub nicio formă nu pot să ne mulțumească sau să ne aducă vreun dram de bucurie. Exact din acest motiv, pentru că traversăm o criză economică atât de severă, care iată se prelungește, din păcate, an cu an, și în nume personal, dar și în numele colegilor, vă asigur că o să facem apel la decență, la bună înțelegere cu persoane care gândesc și încearcă să se implice alături de noi, dar și care au poziții eventual diametral opuse. Nu cred că, în plus față de ce s-a întâmplat până acum, giurgiuvenii au nevoie de alte motive de dispută, alte conflicte spontane sau pregătite. Vom încerca să extragem, nu știu dacă e cel mai bun termen, să folosim experiența oricăruia dintre cei care ocupă funcții în administrație sau care doresc să se implice. Folosesc orice ocazie să reamintesc giurgiuvenilor, mulți dintre ei și bine informați și inteligenți, parte dintre ei și cu posibilități, că politica ne afectează pe toți. Ar fi ideal ca alți oameni care n-au mai făcut politică până acum, care poate au avut o tentativă și au renunțat din vari motive, ar fi dispuși să vină alături de noi sau măcar să ne împărtășească din ideile care în orice moment se pot dovedi mai bune decât ale noastre. Fac apel așadar în acest prim moment, la o propunere de bună colaborare, în primul rând cu presa, dar și cu toți cei care cred că pot face echipă cu liberalii din municipiul Giurgiu. Ne dorim ca cel mai târziu anul viitor, dar data optimistă este undeva în septembrie-octombrie, să venim și cu o proiecție a implicării noastre pe următorii ani până în 2016, cu puncte concrete pe care ni le dorim a fi abordate în Consiliul Județean, în Consiliul Local, acestea vizând în principal asistența socială sau ajutoarele de care este obligatoriu să beneficieze cei mai defavorizați locuitori din municipiu, problema tinerilor pe care o văd vitală pentru următoarea perioadă, dar și această atât de importantă problemă a creării unor condiții pentru investiții care să creeze acele locuri de muncă atât de dorite de giurgiuveni în orice top, în orice cercetare sociologică și dorite până la urmă de orice locuitor în acestei țări. Am câteva idei, nu e cazul să le prezint acum, deși, credeți-mă, aproape le visez și noaptea, și care, în primul rând, vreau să le împărtășesc colegilor din conducerea organizației municipale,
colegilor din Consiliul Local, din Consiliul Județean, și abia după aceea, dacă mi-este permisă această ierarhizare, să le prezentăm și presei și giurgiuvenilor și să încercăm, dacă nu, și subliniez acest lucru, dacă nu găsim suficientă bunăvoință ca să le implementăm cu voia tuturor, să încercăm să le și impunem, atâta vreme cât noi, Organizația Municipală PNL, suntem convinși că ele pot aduce o eficiență în domeniile menționate sau în altele. Iată, am avut de spus, colegul meu, domnul vicepreședinte Toma Petcu, am convenit să abordez problema organizatorică și orice alt subiect consideră dumnealui, dar am considerat că la prima întâlnire să ne revedem în acest ambient atât de plăcut pentru noi, sperăm și pentru dumneavoastră, și evident să vă putem răspunde la orice întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domn președinte! Vă spun și eu bună ziua și mă bucur că reușim astăzi să ne întâlnim în sediul nostru de partid într-o formulă pentru organizația municipală, mă refer, mai atrăgătoare și mai convingătoare pentru voi, pentru că cel puțin acum o lună și jumătate, două, observam anumite critici în presă justificate din punctul meu de vedere asupra conferințelor de la organizația municipală și a transmițătorilor de mesaje. Consider că avem aici astăzi lângă noi, prin persoana domnului Beanu, un om care poate să transmită destul de puternic mesaje și are argumente puternice să vă convingă. Dar ce este cel mai important? Ne întâlnim după o perioadă tulbure, o perioadă în care am fost nevoiți să corespondăm mai mult prin telefon sau, eu știu, să spunem, prin alte medii, mai puțin la sediul partidului. O perioadă dificilă pentru Partidul Național Liberal, o perioadă care pot să spun cu tărie că s-a închis în acest moment, odată cu cele două alegeri de la nivel municipal și județean, în 23 și în data de 29. Și suntem la un nou început, un început de construcție, de reformă în cadrul Partidului Național Liberal și în același timp de deschidere, așa cum spune și domnul Beanu, cât mai largă a porților și a ușilor PNL, astfel încât să putem să ne creionăm pe municipiu, așa cum este normal, o organizație, dar în același timp și o viziune puternică, cu oameni puternici, cu oameni capabili, oameni care pot, fiecare în, să zicem, în dreptul lui, să reprezinte o personalitate sau, să spunem, cel mult un om de mare valoare în cadrul Giurgiului. Despre partea organizatorică, ați redat-o și dumneavoastră, spun destul de fidel, în paginile noastre de ziar sau pe televiziune. Am avut adunarea generală în data de 23 la nivelul organizației municipale. Mă bucur că, așa cum am spus în conferința de presă pe care am ținut-o la cabinetul domnului deputat Teodorescu, acum, cred că două luni, mă bucur că am avut dreptate și că s-a dovedit până la urmă că era ilogic să ții o adunare generală cu 100 de oameni și nu așa cum a fost ținută ea pe data de 23, cu 500 de oameni prezenți, dintre care 450 cu drept de vot. Din păcate, unii n-au mai apucat să voteze pentru că a fost o mică problemă de organizare. S-a votat foarte greu, votarea durând până târziu în seară. Și revin la ceea ce spuneam, mă bucur foarte mult că am avut dreptate și că era normal să lăsăm acești oameni care au muncit pentru Partidul Național Liberal și sunt membrii noștri activi, să-i lăsăm acasă să nu voteze. Și așa, eu personal îmi cer scuze pentru acei oameni care n-au putut să voteze, cu toate că erau membrii trecuți pe listele de partid, dar datorită unor neregularități care au apărut în această perioadă și care nu dețin neapărat de structura actuală a organizației municipale, nici nu vrem să ducem vina la ce a fost anterior, pentru că nu este cazul, au fost mulți oameni care, din păcate, n-au putut nici să participe, nici să voteze, sau unii care au participat și n-au putut să voteze. Îmi cer scuze încă o dată numele, cred că, a întregii organizații și sunt convins că aceste lucruri le vom regla foarte curând, pentru că deja s-a dispus la nivelul biroului, în prima ședință de vinerea trecută, să facem o reevaluare a tuturor membrilor de partid, să avem discuții cu ei, astfel încât să avem o imagine și un tablou complet al organizației municipale. Așa cum spuneam, mă bucură că am avut dreptate și mă bucură prezența masivă. De asemenea, consider că procentul, scorul cu care domnul Beanu a fost validat, îi dă legitimitatea necesară să stea în fața dumneavoastră, ca un președinte, să spunem, aprobat și votat de către toți, sau, mă rog, cu 90% aproape toți delegații care au fost la această adunare generală,
și consider că din acest moment a retat autoritatea necesară să ia deciziile care se impun în cadrul organizației pentru o bună funcționare și coordonare. La nivelul Consiliului Local, așa cum spunea despre, să spunem, proiectele comune pe care putem să le avem împreună cu Partidul Poporului, din punctul meu de vedere, așa cum am discutat și în etapele anterioare cu domnul Beanu, nu înseamnă că de mâine vom avea o altă strategie legată de Consiliul Local, mai agresivă și mai impulsivă, nu, din contră, o să fim, așa cum am fost până acum, acei oameni, acei consilieri care atunci când cu argumente executivul primăriei ne-a convins că este bine să susținem un proiect, îl vom susține, chiar dacă este proiectul executivului, atunci când împreună cu colegii noștri de la Partidul Poporului vom susține în fața executivului pentru a fi introdus pe ordinea de zi un proiect de hotărâre, îl vom susține în Consiliul Local. De fiecare dată vom încerca să fim consecvenți în ceea ce, în mandatul pe care ni l-a încredințat cetățenii din Giurgiu atunci când a votat ca și consilier local în 2012. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în această perioadă tulbure a Partidului Național Liberal de 6 luni de zile și mă refer din ianuarie până în prezent, pentru că am observat la aceste alegeri și mai ales la cele municipale că structura de bază a Partidului Național Liberal, cu toate că aveam temeri foarte mari pentru că un an de inactivitate poate duce la reorientarea politică din diverse motive, nemulțumire, frustrare, uitare, poate să ducă la îndepărtarea unor colegi, unor prieteni de-ai noștri și reorientarea lor către alte medii politice. Vă spun sincer, m-a bucurat faptul că acest test care l-am avut, l-am trecut cu brio și mi-a dovedit că mare parte din ceea ce se crease anul trecut, până în vară și în anii anterior, a rămas în continuare în cadrul partidului. Ba mai mult, sunt oameni care doresc să muncească pentru partid și să susțină proiectele pe care această nouă conducere și le-a asumat. Așa cum spuneam, uitându-vă și dumneavoastră pe birourile, pe biroul municipal pe care l-ați publicat în ziarele dumneavoastră sau au fost citate la televizor, consider că avem, fără să ne lăudăm acum sau să încercăm să fim puțin mai așa dezinvolți, dar avem cea mai completă și cea mai valoroasă echipă, oameni care sunt legitimați de-a lungul timpului în cadrul organizației, în cadrul municipiului, consilieri locali, consilieri județeni, directori anumitor instituții, deci oameni care au avut de-a lungul timpului mai multe funcții care l-au ocupat la nivelul municipiului Giurgiu, care cunosc bine orașul, cunosc bine problemele acestui oraș și pot fi de impact acolo unde își desfășoară activitatea politică, mă refer, în cadrul organizației municipale. Proiectul pe termen lung pe care l-am discutat, l-am creunat așa foarte ușor împreună cu domnul președinte Beanu și structura biroului, este acela de a încerca să ne apropiem foarte mult prin structura noastră de partid către cetățeni, către oameni, indiferent că sunt sau nu membru Partidului Național Liberal, să încercăm să preluăm din problemele lor, care pot fi de diverse, de diverse natură, o problemă, să spunem, economică, aceea prin care să fim nevoiți să ajutăm pentru sprijin financiar, fie că e Consiliul Local sau județean, anumite proiecte pe care încearcă să și le promoveze și nu reușesc, anumite dorințe care pot fi rezolvate în cadrul celor două consilii locale și județene, acolo unde Partidul Național Liberal, prin consilierii lor și prin viceprimar la municipiu și la județ, printr-un președinte și un vicepreședinte, putem să le implementăm. De asemenea, nu trebuie să ne ascundem, deținem împreună cu PSD-ul și, bineînțeles, colegii noștri de la PC, jumătate din guvernare și suntem responsabili pentru ea și este normal să fim responsabili. Nu putem să nu vorbim despre ea și să spunem, așa cum în alte conferințe, în anii anteriori, vorbeam despre guvernarea PDL. O să vină momentul în care trebuie să vorbim și despre guvernarea USL, pe care trebuie să ne asumăm cu toții, pentru că suntem oameni politici și facem parte din acest USL. Nu avem deocamdată foarte multe pârghii de a ajuta, dar acolo unde punctual, prin mijloacele specifice, fie că putem să facem anumite memorii, anumite intervenții prin parlamentarii pe care noi îi avem la nivelul organizației, sau prin unii oameni care ocupă anumite funcții, susținem în continuare problemele cetățenilor din Giurgiu și sperăm ca împreună cu prefectura, dacă este cazul, să intervenim atunci când se va seziza un abuz, o problemă de natură juridică pe care consideră cetățeanul că nu este tratat corespunzător
și trebuie să intervenim. Ăsta este rolul nostru ca partid politic, mă refer cel puțin pe plan de municipiu, să preluăm problemele tuturor cetățenilor și să încercăm în măsura și în posibilitățile care le avem să le rezolvăm prin mijloace și căile pe care le avem la dispoziție în acest moment. Pentru mine, ca tânăr politician, îmi permis să spun tânăr, perioada pe care Partidul Național Liberal a încheiat-o prin conferința județeană de acum o săptămână și jumătate a fost una de tranziție, una de reașezare, una în care a trebuit fiecare să ne câștigăm prin muncă, prin forță politică, prin atitudine și prin votul pe care ne l-au dat colegii noștri din partid și pentru care încă o dată le mulțumesc, să ne așezăm pe pozițiile pe care fiecare suntem văzuți în cadrul organizației și să încercăm din acest moment să creionăm pentru organizația municipală, dar și județeană, o altă viziune despre viitor. Trecutul este închis, a avut foarte multe părți bune, din păcate câteva părți rele, dar întotdeauna eu personal prefer să-mi aduc cu plăcere de lucrurile bune care s-au făcut în această organizație și putem să plecăm de la sediul în care ne desfășurăm activitatea până la multe alte lucruri care fosta conducere a organizației județene și municipale le-au făcut pentru Partidul Național Liberal. Dar așa cum spuneam, eu personal prefer să mă uit spre viitor și să stabilim împreună cu echipa formată care sunt strategiile și politicile noastre de viitor. În mare parte, asta am vrut să vă transmit. Dacă, după ce și doamna Cimpoiru va prezenta un punct de vedere, eu personal vă stau la dispoziție cu orice tip de întrebare doriți să ne puneți, pentru că este mai corect să vă lăsăm pe dumneavoastră să ne întrebați, pentru că noi s-ar putea ce spunem să nu fie foarte convingător și atrăgător. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Cimpoiru, aveți ceva de ce? Nu am astăzi de prezentat un subiect anume, nu consider că aș avea ceva suplimentar de spus față de dumneavoastră. Atâta doar colegilor din presă, aș vrea să le spun așa cum știu, conform invitației pe care le-am transmis-o din 5 iulie, am fost desemnată de biroul organizației municipale pentru funcția de purtător de cuvânt al acesteia. Pe majoritatea dintre voi, de fapt, pe toți vă cunosc foarte bine de foarte mult timp. În ceea ce mă privește pe mine, atât cât o să pot, o să încerc să vă ajut și o să vă rog să mă contactați de fiecare dată când... Dacă aveți întrebări pentru... sau domnul vicepreședinte. Mă rog, vă convingem că suntem deopotrivă. Aveți suficient de experiență să convenim noi cât de mult putem să spunem sau dezbătut subiecte de nivel județean sau poate chiar să fie dumneavoastră extrem de utile, dar pe care noi să nu le avem din asemenea motive să nu vi le putem pune la dispoziție. Convins constructiv și de ce nu din când în când și... Ăsta e norocul nostru, da. Mie îmi pare rău că n-au întrebări. Că noi ne-am realizat noastră și de a vă anume informații pe care le avem, ca și să vă fie adus, domnul Barbu, câte un mic cadou fiecăruia, dat fiindcă a fost... care dată mi-am spus punctul de vedere, în timp ce și încă alți câțiva. Restul, toți colegii noștri se înhamaseră la în asculta permanent ce ne spunea domnul Iliescu 2-3 ore. Dacă mie, la ultima ședință la care am vrut să iau cuvântul și am spus câteva cuvinte și am vrut să încercăm să ajungem la un consens și la o discuție, să mergem, să împăcăm lucrurile și să mergem către alegeri fără să avem discuții, am fost întrerupt de 2 ori și acum nu știu, eu nu știu dacă sunt totuși un tip mai nervos, mai coleric, am purces poate în neregulă, dar fără să am vreo înțelegere cu colegii mei. Am plecat din ședință și ceilalți m-au urmat. Și atunci a fost momentul culminant când s-a decis ca să se ia această măsură. Nu am făcut-o, m-a sunat după aceea domnul Anton și mi-a spus: băi, tu ai făcut intenționat nu știu ce. Eu vreau să vă spun dumneavoastră, presa și colegilor, că nu am, dacă dânsii cumva au avut vreo discuție înainte sau vreo înțelegere, eu nu am făcut parte din niciun fel de grup care să fi purtat vreo discuție. Asta a fost convingerea mea, că lucrurile trebuie să fie
să ia capăt odată și să ne apucăm de această situație. Deci vă rog să mă înțelegeți și să înțelegeți situația în care ne aflăm. Este o situație delicată, dar nu este dramatică. Rețineți că Partidul Național Liberal, cu oamenii care sunt astăzi aici și cu cei care îi vom readuce cu siguranță pe domnul Beanu, care trebuie neapărat ca, și ca o reparație morală din partea noastră pentru greșeala care s-a făcut de a fi îndepărtat, și vreau să vă mai spun un lucru, Mustățea nu a bătut niciodată din Pinten să ia locul lui Beanu. El ar fi vrut să se ducă senator din nou, așa au fost lucruri, așa au decurs, așa s-a impus. Eu am mai făcut o discuție vis-a-vis de propunerile care s-au făcut de la centru și decizia care se lua acolo, fără să o discutăm, vis-a-vis de cei care au fost propuși. Și atunci, sau ori nu putem să mergem, va trebui pentru viitor să fim foarte atenți pe cei pe care îi vom promova. Și domnul Mustățea trebuie să fie și dânsul atent la aceste chestiuni, pentru că nu trebuie să scoatem din burtă deputați, senatori, trebuie să aducem oameni valoroși, așa cum este dânsul și cum sunt și alții. Că Giurgiu este un oraș care trebuie să fie reprezentat de oameni capabili, de oameni pe care merită Giurgiu să aibă în fruntea lui. Tocmai de aceea vă spun că am certitudinea și siguranța lucrului că după aceste alegeri, prin cei care sunt și prin cei care vor veni lângă noi și prin cei care vor reveni, cum este, și mă repet, domnul Beanu, cum este domnul Jenuc, și doamna Mihuț, care este avocată și care de fiecare dată a venit cu legislația în mână și ne-a dat niște indicații juridice care și-au avut rolul lor la momentul oportun. Desigur că sunt și alții care trebuie să fie aici lângă partid. O să vedeți și cu siguranță o să fie așa că lucrurile o să meargă bine. Iar partidul va fi întărit. Dacă lucrurile s-ar fi întâmplat invers și ar fi mers marea majoritate sau curentul ar fi fost către domnul Anton. Și vreau să vă spun acum un lucru, întâmplarea, că așa face. Eu pe Anton îl cunosc de 30 de ani, dat fiind faptul că am fost președintele Patronatului Benzinarului din România. Când era la Rafole. Când dânsul lucra acolo, ne-am cunoscut într-o conjunctură. Deci, nu pot să mă apuc să blamez oamenii și să-i vorbesc de rău. Dar în această situație, cred că a încercat să se forțeze lucrurile cu aducerea dânsului în fruntea partidului. Că tocmai de aceea, probabil, s-au creat atâtea disensiuni și s-a ajuns aici. Dacă lucrurile poate ar fi mers cu bună voință și cu înțelegere și fără jigniri și fără tot felul de discuții, probabil că ar fi decurs altfel. Dar dacă domnul Marin Anton ar fi fost pus în situația de nu știu, de a fi câștigător, de a fi poziționat mai bine decât este acum, eu vă spun, pentru că s-a lansat ideea, domnule, o să pierdem primari care o să treacă la PSD sau o să plece, o să ne părăsească. Dacă domnul Anton este poziționat în frunte, vor pleca 4-5 primari. Dacă domnul Mustățea ar pierde printr-o nefericire neașteptată și printr-o nu știu ce invenție jocurile, ar pleca cu siguranță 27-28 de primari în altă parte sau s-ar retrage departe. Pentru că astăzi... Nu pot pleca niciunii nici alții, pentru că știți mandatul. Sigur, a priori vor pleca teoretic, practic, nu practic, teoretic. Adică discuția va fi... Eu ce vreți să vă spun, că discutăm domnul Bădălău doar care mă cunoaște foarte bine și știe că la mine nu merg jucăriile. A încercat și pe la mine și încearcă și pe la alții discuții de apropiere și de nu știu ce. Deci așa că nu, dumneavoastră știți mai bine cum să petrec lucrurile. Și asta în perspectivă însemna că alegerile, timpul zboară așa de repede. Eu am 65 de ani, nici nu știu când au trecut.